Gennady Timichenko este un miliardar rus apropiat lui Vladimir Putin, apropiat al serviciilor secrete, chiar dirijat de către acestea, un miliardar care și-a făcut banii din petrol, din energie, cum sunt toți ceilalți magnați ruși, dar și din afaceri în Africa. Acum, acest miliardar, care și el conduce o armată de mercenari alternativă, Redut se numește, încearcă să, cu sprijinul lui Vladimir Putin, să recruteze luptătorii Wagner, să-i prea practic, pentru a acționa în statele din Africa, de unde sau unde cifra de afaceri de până acum a lui Prigojin a fost de 1 miliard de dolari pe an.